Ai grijă cum îl păstrezi, ia uite. Ia uite ce frumos arată. Un medalion. Un medalion și zici, bă, hai să-ți dau și un ceas. Uite, am și un ceas, uite, să-ți dau și ceas. Bă, ăsta nu-l văzut să-i trebuie, este exact mă... cât camera. Uite, mai adus ceva, ce-ți plăcea ție. Adidas roșii. Chiar că... Adidas roșii. Drujba la fel, același sistem, zice. Apeși aici, pe ăsta, așa. Și cum apeși pe ăsta de jos? Dar foarte mișto arată și zice, mamă, dar chiar are forță. Și haide să vedem să tăiem ceva. Am crezut că e mai, tai așa, mai... Nu e, are... Vrei are forță, vezi? Da. Asta, e prea lungă, uite. O vezi? Uite. Da. Ce, dar vezi că ai și tu obligația față de panou. Să te urci la cel puțin două zile măcar, să te urci, să ștergi. Să ștergi cu ăștia apă curată, cu cârpă moale, să ștergi și pe loc cu cârpă uscată ca să poată el să încarce, că așa că e murdar, încarcă mai greu. Și te mai urci, mai dai, nu-i mai dai. M-am mai urcat, da. M-am mai urc. Și mi-a zis Florin, zice, hai că vin cu tata, zice, și o să ai o surpriză. Uite, așteaptă și ăștia surpriză din partea noastră. Bine, haideți că vă aștept. Știi, eram aici, când vine... Ce crezi, fă, că se dă jos, bineînțeles, în afară de patru sacoșe de mâncare și îmbrăcăminte, știi? Se dă jos pe o drujbă, eu am crezut că e drujbă pe benzină prima dată, știi? Zice, uite, o drujbă, Arture, ce necesară asta, zice, vezi că e ca flexul, asta e pe acumulator, asta este pe acumulator. Un car, trebuie să-l încarci, încarci cum ar veni, ca da. Ca și pe filetantă. Da. Ai și încărcător aici, decât că aici ce vezi că ai ștecher cu trei intrări, cum este la noi, că trebuie să rectifică, ei sunt în Anglia și nu în Italia, cum am zis eu. Zice, au plecat zice, înapoi sau nu, o să plece? Nu, n-au plecat încă, zice și vă spun imediat. Și zice, să-i tai tu ștecherul ăsta cu trei intrări, că n-ai cum să-l pui la noi în România, că nu merge, și să pui tu de la al nostru cu două. Da, ca să potrivesc, să da. Da. Bagi acumulatorul în asta. Și vezi că 3-4 ore îl lași până să încarcă el. Acu ai acumulator, ai 2 acumulatori. Deci, și mai am aici tot așa un flex tot pe acumulator. Ai nevoie să tai, uite, de exemplu, și tabla asta, de ce n-ai băgat-o acolo? Pentru că n-ai putut să tai pe lângă pătratul ăla, nu? Ei, cu ăsta te urci acum frumos, îl pornești, exact, tai pe lângă pătrat, desfaci tabla și o bagi și o pui la fix. Și zic, hai, bă, ce, unde-i panoul? Ia să-l văd și eu. Uitați-l aici, domnul Virgil. Dar zic, culmea, uitați-vă, dumneavoastră, că vorbeați cu nașul Răzvan. Zic, tablă, cât de proastă stă, zici că e șalie așa, n-a luat-o vijelia. Și-a luat-o tava în paia, dacă se dea mai bine. Mamă, băi, dar chiar că stă prost, chiar că stă rău. Băi, Florine, ce câte tablă mai avem noi? Păi mai avem tablă și OSB-uri mai avem, mai avem. Da, haide mă, ce că... Este din rovinieta la dubă aia, zice, și hai mă să-i aducem noi tablă. Fii atenți, aducem niște tablă și o schimbi. O dai jos pe asta. Ți-aduc tablă de n-aia alta, roșie, cum îți place ție, și de n-aia cu dungi. Zice, o dai pe asta toată jos, zice, și vezi ce faci cu ea. Zice, m-am gândit, dacă facem treaba asta și o învelesc cu tabla aia nouă, atunci cu tabla asta veche, o să o dau și pe asta jos și le pun invers pe lung, încoace, sau le pun tot așa pe curmezeț și pot să mă întind câte, zice, câte foi de tablă are mai aici. Păi zice, are 4 foi, 4 pe parte, 4 pe parte. Păi atât dacă are 4 pe parte, 4 pe parte, o foi. Cu alea o foi pot să vin în continuare, încoace frumos, are 1,20 m foaia. Deci de aici până pe aici ar veni. Una, ca uite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, până acolo, în margine ar veni. Atât, dar nu ne-ai arătat drujba și cu aia. Imediat. Imediat. Și mai vreau să-mi arăți ceva, că mă tot uit de... După ce mi-a dat drujba, ce fii atent la mine. Hai să te medaliezi acum. Îți dau un medalion. Uite, ai grijă cum îl păstrezi, ia uite. Ia uite ce frumos arată. Un medalion. Un medalion și zici, bă, hai să-ți dau și un ceas. Uite, am și un ceas, uite, să-ți dau și ceas. Bă, ăsta nu-l văzut să-i te uite, este exact cât camera. Ia mai, arată-mi-l odată să vadă, mă. Dar ce ceas e? Nu pot să-mi dau seama, decât să-l desfacem, ne uităm la el. Mamă, dar ce ceas ai, ce medalion? E? Martur, ce ne-ai... E zicea cineva, dar ce, vezi, nu te duci să te vadă careva, ploiești gâl, că se jumulește de la gât imediat vreun. Păi nu, ăsta îl țin acasă aici. Păi da. Îl țin în casă. Și zice, hai să-ți arăt cu drâmbă cum taie, că taie foarte bine, să vezi cu flexul. Și vezi, la ea fii atent, ce nu-i bagi decât ulei. Ulei trebuie să-i bagi, ca și cum îi băgai la altă benzină. La asta nu-i mai bagi și benzină, îi bagi doar ulei. Că restul are acumulator. Are acumulatorul ei. Zice, și la flex, la fel. Zice, te-a mai adus ceva, ce-ți plăcea ție. Adidas roșii. Chiar că... Adidas roșii.
Chiar că cum îți plac ție. Nu? Da. Hai să vedem drujba, nu? Ulei, uite, ăsta e uleiul pentru ea. Uite, 5 litri. Ăsta e uleiul. Întrebați, zic, de ce e gros așa? Păi da, și de transmisie, de la gros, de la punctă, de ăsta îi trebuie. Da. Vezi să verifici mereu cât ai, să nu te trezești că ai fără ulei, ce că ai stricat. Așa? Și drujba e acolo, Artur, aia e, nu? A, da. Uite, flex-ul aici, zice, fii atent, ai butonul aici, să fii foarte atent că să stai în mână, zice, nu te joci. Apeși așa, uite. Uite. Nu îi dai drumul la butonul, special așa, ca să nu cumva să pornească, să stai în mână. Flex-ul este ăsta, acumulatorul aici, uite, la același timp de acumulator, văd că ăsta, uite, apeși, aici se aprinde. Uite, e încărcat, 3 linii are. El când o scoți, apeși pe asta de aici și îl dai așa. Tot la fel îl pui și pe aparatul ăla de-l încarci. La el. Și până când îl bagi, vii cu el și îl bagi înapoi. Uite așa. Hai să vedem și drujba, Artur. Așa. Uite, ăsta este aparatul de încărcare al lor. Aha, să le încoace acumulatoarele, da. Uite drujba aici. Drujba la fel, același sistem, zice. Apeși aici, pe ăsta, așa, și cum apeși pe ăsta de jos. Dar foarte mișto arată și zice, mamă, dar chiar are forță. Și haide să vedem să tăiem ceva. Am crezut că e mai, tai așa, mai... Nu, e, are... Vrei are forță, vezi? Da. Și-a mers. A văzut? Chiar e foarte mișto și drujba. Deci e simplu, treaba și e foarte bine. Zice, cu asta te duci și pe șovă. Să tăi. Când nu mai te chinui cu aia pe benzină, să-i cumperi, dai bani și pe benzină. Doar ulei trebuie. Uleiul, uite aici. Aici. Aici se verifică uleiul. Aici îl verifici dacă mai are ulei sau nu mai are, când are și când are. Da. Uite, îl vezi? E plin acum. L-am da, pus. Că trebuie să ungă bine și da, lanțul și da. Avea stricat. Zice, uite, asta e bună, ce uite, nu știu când faci acoperișul. Că ai nevoie să te urci pe sus, zice, să tai o scândură, ceva pe la acoperiș și pe acolo. Nu te mai urci cu coaia mare, că coaia mare n-ai cum să urci, că e grea. Cu asta te urci, zice, pe asta, zice, o ții, zice, așa, și tai cu ea, ia uite, zice, și cu o mână și-ai tăia scândură. Uite, facem proba la asta, uite. Că scândura asta la aici, trebuie să o arătezi. Asta. E prea lungă, uite. O vezi? Uite. Foarte mișto merge, vezi? Da? E și ușor de folosit și ușoară ea și... Și nu mai e treabă cu ea să te... Cum era cu alile alte. Da. Bine, nu poți să tai sau când... Bineînțeles, normal, dar nici nu... Și una da. De normal mare da. Pe benzină ca să da. Poți să tai, că nu poți dobor cu asta. Artur, ne vedem data viitoare. Sigur că rămân pe aici, pleacă... Data viitoare cu noi și noi am unde, uite soba, dacă vrei să o vezi, uite, este soba aici. Am văzut-o de când am intrat acolo, da? Soba este încă aici și vedem. Acum, bine că am mai avansat și cu construcția asta, e ne, bună, știi? Ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare cu noi și noi am unde. Până atunci, dragi mei, la revedere!